V-am găsit. Spuneți-mi, vă rog, Valea Almăjului a rămas din nou fără centru de permanență. Ne aflăm în fața centrului de permanență? Deocamdată da. Deci nu știu să știe după concedii ce se va întâmpla. Asta este. Rămânem fără medici, că nu mai vor să vină. Spuneți-mi, dar cât e de mare valea asta în toate părțile, ce o să fac oamenii ăștia? N-au altă soluție decât la Reșița. Sau la centrul de permanență la ani, am înțeles că ar fi ceva care e mai aproape, da? Reșița e singurul punct în care poate să meargă, sau Caransebeșul, dar la Caransebeș e mai departe ca la Reșița. La Reșița sunt 80 km, la Caransebeș sunt 100. Știm foarte bine ce se întâmplă în România. Nu prea mai sunt tineri. Populația e îmbătrânită. Ce fac oamenii ăștia? Dacă cineva face un preinfarct sau un infarct? N-are ce să facă. E terminat. Mai ales că aici, în zonă, sunt numai bătrâni. Tineretul ori văzut prale lor, deci ori plecat. Inclusiv școli îți lipsă, că nu-i tineret care să facă copii. Spuneți-mi, vă rog, cât e de aici și până la Reșița? 80 km. Peste doi munți? Da, băi, e normal că trebuie să treacă Anina și Carașova. Și iarna? Iarna e mai problematic. Dacă ninge, salut, n-ai cum să ajungi. E ceva imposibil ca să poți ajungi. Cum era până la 1 aprilie 2011, când aici exista un spital bine structurat? Oricum a fost mult mai bine. Deci, fiind aproape, imediat ai ajuns, chiar că cu o mașină particulară. Nu trebuie să fi ajuns cu salvarea, dar a fost mai bine, oricum mai bine. Deci, exista o șansă. Era, păi categorică, dacă ai făcut un preinfarct sau ceva, imediat s-a pus o perfuzie, ai venit, ai fost salvat. Dar așa, până când 2 ore până ajungi la Reșița... Muri în salvare. N-ai cum. Am înțeles că au fost cazuri în care au murit oamenii salvare. Da, au murit. Păi n-au nici o șansă. Pentru că nu e și perfuzia aia. Automat se stimulează circulația sângelui și ai scăpat. Dar așa... Mulțumesc frumos. Broica. Mulțumesc frumos. Pe unde e intrarea? Pe aici? Pe unde e? La stomatolog? Nu, la asta, la centru de permanență. Pe aici. Aici era intrarea. Centru de permanență? Nu. Din cauza lipsei de personal. Nu mai sunt medici? Da. Și ce fac oamenii ăștia dacă se întâmplă ceva? Apelează la ambulanță. Și de aici până la Reșița? 70, nu? 80, eu știu. 80 cred că sunt. Peste doi munți. Echipat jur de ambulanță acolo. Oamenii așteaptă. Cum era când aici exista spital? Erau 5 secții. N-am prins eu. Da. Întrebați-l pe domnul că el e în măsură. Cum vă numiți? Velco Tăgina, de fapt Mihaiu. Dacă vreți... Spuneți-mi, sunteți locuitori de aici din Vale, da? Nu. Dar? Nu, eu sunt în Ravenska. În Ravenska, din partea alaltă. Da. Dar când ați avut nevoie, tot de spitalul de la Bozovici ați avut nevoie? Aici, da. Da, tot aici. Acum e păcat că nu funcționează nimic aici. Nici centrul de permanență? Nici centrul de permanență. Și dacă locuiva e rău sau nu mai sunteți chiar tânăr? Păi singura ce e salvare și la Reșița, la urgență. Dar dumneavoastră veniți din munte, de fapt, de la Ravenska și trebuie să treceți doi munți până la Reșița. Păi vine salvarea după noi, dacă dăm telefon la 112, vine sus, până în sat. Păi și dacă e un infarct? Păi până la acolo moare, nu? Până am la Reșița. Că au fost cazuri. Că sunt 100 de kilometri de la noi până la Reșița. Cum era când aici exista spital? Existau toate specialitățile, 5 de fapt. Da, păi era foarte bine. Primul ajutor a fost aceea. În cazul în care a fost ceva grav, nu se putea rezolva aceea, trimitea la Reșița de aici. Aici a fost fain. Acum e păcat că s-a desfințat. Și am înțeles că populația, voi, e îmbătrânită, nu mai sunt tineri aici. Păi tineretul, majoritatea, e plecat în străinătate, la muncă. Aici... Dumnezeu cu mila. Tineretul, cum am spus, plecat. Noi suntem generația a doua, a treia aceea. Și centrul de permanență? Păi nu știu, a funcționat luna trecută, parcă, da. Văd că scrie aici că de la 1-7 nu mai funcționează. Am înțeles. Da. Cum vă numiți? Petru Prajac. Mulțumesc.
E închis. Deci, doamna Bărcătă, bine? S-a dus! Ce greu e aia? Aia e greu, vezi? E nebușală. Dar ce vă interesează pe dumneavoastră, doamnă? Văd un aparat cu tot ce trebuie, medicamente de la urgență și până la tratament, EKG-ul, fel de fel de aparate. Stație de oxigen, acesta este centrul de permanență care a fost temporar suspendat din lipsă de medici. Centrul de permanență este nou înființat, a funcționat din luna februarie până în iunie. Este dotat cu absolut tot ce este nevoie într-un centru de permanență. Pot să vă arăt să îl vizitați cu toate cele patru încăperi, doar lipsa de medici ne-a făcut ca să le suspendăm pe o perioadă temporară. Sperăm că la 1 septembrie să se redeschidă din nou. Am înțeles că primăria le-a acordat facilități medicilor. Da. Cazare. Am avut 3 medici care au venit din alte localități, din Reșița, Ezeriș, Orabița și primăria le-a toate cheltuielile care privesc cu transportul, sigur că da, le-a achitat primăria. Și pentru persoanele, toți medicii care vin și ies din gardă și este foarte obositor ca să se reîntoarcă, mă refer la sâmbătă și duminică, primăria le oferă cazare, avem 2 apartamente foarte dotate și care s-a întâmplat să rămână peste noapte, fiind foarte obosiți, fiindcă gărzile aici, așa, în Bozovi, sunt altfel decât la alte centre, fiindcă până la Reșița și Caransebeș nu avem niciun fel de spital. Aici au fost infarcturi, mușcături de viperă care de foarte multe ori au venit inclusiv elicopterul, de foarte multe ori, chiar de 3 ori pe săptămână, cazuri care nu se pot rezolva într-un centru de permanență. Dar centrul nostru de permanență este foarte dotat, sperăm ca medicii care aud și văd acest reportaj, să vină că primăria Bozovice le oferă absolut toate condițiile și cheltuielile care sunt necesare cu transportul lor și cazarea lor în Bozovici. Bozoviciu, Valea Almăjului, Valea Miracolelor, cum se mai spune, zonă deosebit de frumoasă, de întinsă, dar un pic mai sălbatică, mai altfel.
Câți locuitori mai sunt în acest moment în zona Bozovici, în Valea Almăjului? La Bozovici sunt 2700. În zona, în Valea Almăjului, inclusiv Lăpușnicelul, care este, de fapt, arondat Văia Almăjului, și vin și pacienți acolo, sunt peste 15.000 de locuitori. 15.000 de oameni fără spital. Da, fără spital, fără centru de permanență. Avem un program cu fonduri europene, aparatură de peste 1.000.000 de euro, care a început să... a și sosit unele aparate, o să vă duc în spital să vedeți unde sunt depozitate. Am început cu reabilitarea clădirii, am făcut în totalitate acoperișul, urmând ca primăria Bozovici să facă instalația de canalizare și curentul electric, care este foarte important, fiindcă nu este reabilitat de peste 50 de ani, de când s-a construit spitalul. Prin muncă voluntară. Prin muncă voluntară, prin aportul cetățenilor, este o fundație care toate, Asociația Sănătate pentru Almăș, în care toți primarii contribuie cu 2000 de lei, unii sporadic, alții deloc. Am avut și o primărie care n-a dat din 2017 niciun ban, dar ceilalți ne ajută foarte mult și sperăm că până în primăvară să fie în totalitate gata spitalul și atunci medicii de specialitate pot să vină, primăria îl dă în locație și noi de fapt sperăm să-l deschidem. Trei medici deja s-au, ne-au informat, dintre care un chirurg, un orelist și un internist că o să vină la Bozovici. Speranță pentru spital. Da, sigur că da. Fiindcă aparatura este ultramodernă. Deci sperăm spitalul să deschidă, măcar doar cu trei secții. Fiindcă a de la Lăpușnic, dar n-am mai vrut să o menționez. Vreau să vă spun că eu sunt medic, să mă lămuriți, să vin acolo. Poftiți? Sunteți medic? Vorbiți serios? Am încercat să dar facem... Dar arată foarte bine, doamne. Am încercat să facem cât am putut noi să vedeți pătiți. Deci aparate care așteaptă să fie montate. Da. Absolut urgent. Aici sunt saloanele. Așa. Doamna. Aici suntem la etaj, în clădirea spitalului, unde până în anul 2011 a funcționat spitalul Dr. Olaru Iosif. Acestea sunt saloanele, avem și două cabinete de interne. Doctorul a plecat anul trecut în toamnă, am avut un medic cu prestări servicii, dar... A funcționat centrul de Asociația Consiliilor Locale, a funcționat prin sprijinul doamnei dr. Jura Popiști și domnul dr. Miculescu. Dar dânsii la pandemie, unul dintre dânsii s-a și îmbolnăvit și n-au mai lucrat, fiind și pensionari. Am înțeles. Lucrează în cadrul Spitalului Județean. Poftiți. Cum merge treaba? Stați deocamdată. Da. Cum era când ați lucrat și înainte când exista spital? Am lucrat, da. Din 91 lucrez. Câți oameni veneau la spitalul ăsta? Veneau mulți. Deservește zona întreagă, Valea Almăjului. Și acum ce fac bieții oameni? Sună la 112. La Reșița? Sau la medicul de familie, da. Cum vă numiți? Vidu Aura. Mulțumesc mult. Aceasta a fost...
în anii în care funcționa spitalul, aici a fost, de fapt, secția obstetrică de ginecologie. Apoi s-a transformat într-un cabinet de pediatrie, în care doamna doctor a plecat apropiindu-se de familie. Și acum așteaptă medic. Și acum așteaptă medic. Puteți să... A fost foarte dotat când era. Și pe sper se coboară jos. Mi-a zis că nu știu pe... Am filmat cu o lună înainte de închidere. Da. O lună înainte. Dumneavoastră lucrați la stația de ambulanță, pe ambulanță, pe opozit, la dumneavoastră vin toate problemele. Cum e? De 24 de ani lucrez la serviciu de ambulanță care se veri în substația Bozovici, mai rău că acum nu a fost niciodată. Am avut spital, a fost foarte bine, am avut un centru de permanență care de 3 luni de zile nu mai există. Pot să declar că pe zi circulăm și facem în jur de 300-400 de kilometri, pe noapte la fel. Tot în jur de 300-400 de kilometri. Luați oamenii și peste munte cu ele Reșița. Da, da, da. Mergem, toate urgențele sunt în la Reșița, pentru că nu avem medic și asistente nu poate lua o decizie fără medic. Spuneți-mi, vă rog, sunt cazuri, sunt oameni foarte bătrâni în Valea Almăjului. Un preinfarct sau un infarct, ce șanse mai are omul ăla să ajungă la Reșița? La 75 de kilometri noi facem tot ceea ce putem, restul rămâne de la Dumnezeu. Mai mult de atâta nu putem să facem. Pentru că sunt 75 de kilometri în momentul când plecăm noi de la Bozovici până ne întoarcem, doar rămâne Smurdu, care nu știu de ce dumnealor nu au voie să meargă măcar fracturi, măcar ceea ce mobilizează dumnealor să meargă până la Reșița. Așteaptă ambulanța și ambulanța merge din nou la Reșița. Adică aveți o mașină de Smurda care nu intervine? Nu, intervine doar zonal. Adică e posibil noi să facem 300-400 de kilometri și dumnealor 50 de kilometri. Numai în zonă aici? Numai în zonă, da. Nu au voie să depășească Bozoviciu. Cum vă numiți? Didraga Simion, șofer la ambulanța Bozovici. Sărbună! Bună ziua! De unde sunteți? De la Gârbovăț. Păi, nu e chiar așa aproape? Nu, 10 kilometri. Spuneți-mi, vă rog, dacă aveți nevoie de un medic, dacă se întâmplă ceva... Eu știu, vreun accident, ce faceți? Murim cu zile, dacă e ceva grav. Până venim aici, aici nu mai e nici centru de permanență, că nu-s medici, așa am înțeles. Ce să facem? Tatăl meu, acum 13 ani, era să dea ortopopii mai înainte de 13 ani. I s-a oprit, i-a scăzut pulsul la zero aproape. S-a oprit în Anina, noi cu mașina, că nu ne lua în salvare, ne-am dus după el. Noroc că și-au revenit, au fost datorită fetelor asistente care erau și l-au dus până la Reșița. Au mai rezistat câteva luni și s-au dus. Dar dacă venea aproape aici, era altfel. Nu se mai pierdea ore. Da, e prea departe. Suntem fiii ploii, toți din zonă. Inclusiv e un domn de la Ravenska, un PEM. Am vorbit cu dânsul. Și mai mulți, așa. Drumul rău ne-a zis că 2 ore face când sună la 112. Mă scuzați că stirbă. Da, nicio problemă, da. Și asta e. Trebuie neapărat. Dar noi degeaba, că noi nu putem face nimic, noi... persoanele fizice, bolnavi în general. Sunt politicienii, vin alegerile. Sunt, degeaba, nu vedeți. Cum vă numiți? Florica. Mulțumesc. Activitatea este suspendată în acest moment. Facem în continuare demersuri pentru a relua într-un timp cât mai scurt activitatea centrului, pentru ca cetățenii județului Caraș-Severin și în special cei de pe Valea Almăjului să beneficieze de servicii de urgență, dacă este cazul. Suspendarea este cauzată de lipsa medicilor. Da, așa este. Am identificat un medic tânăr care recent a intrat în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a județului Caraș-Severin, care este de acord să activeze în cadrul acestui centru
de permanență. Sigur, rezolvăm această chestiune, rezolvăm această problemă care, da, există, dar asta nu ne oprește să identificăm în continuare și alți medici de familie care să vină să întărească armata medicilor de familie care activează în centrele de permanență. Și nu numai.